să se așeze unii toți drepții să odihnesc, că pomenirea vor din neam în neam. Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Onorată asistență, eu spun cuvânt cu un cuvânt așa românesc, să-i cuprind pe toții, pentru că doamna primar au numit pe toți, i-au numit pe toți, pe care nu i-a numit bunul Dumnezeu, i-a pomenit. Iată, eu spun totdeauna, doamna primară a spus, Părintele Gheorghe are 17 ani în Mahala, eu am 40 de ani de preoții, dacă dă Dumnezeu. În fine, vreau să spun că noi, creștinii care am rămas în viață, mai ales din Mahala și din satele împrejurate, avem o datorie sfântă. O datorie sfântă pentru cei care au reposat, care au fost împușcați, cum au spus doamna primară de la Mahala, că au vrut să trăiască liber. Noi avem o datorie să-i pomenim. O dată în an, venind aici, la acest loc memorial, un înălțat de creștinii, mai mulți din Mahala, pentru că mai mulți din Mahala au și reposat. Au fost împușcați nevinovați în jur de 700. 107 sunt la Mahala scoși din groapa comună. Noi, duminica trecută, am fost acolo și am făcut pomenirea dintr-o groapă și aproximativ 2 sunt încă neaflate. Starețul de la Mănăstirea Puta de România au dat așa o propunere, că el vine cu arheologii de la România, dacă localnicii dau voie să sapi, să găsească și cele 2, dar probabil și poate 3 gropi care nu sunt aflate. Și iată eu de ce i-am spus. Și duminică la noi, la Mahala, au fost puțini. Dar au fost cine? Cei cu mai mare inimă de creștini, care socot că nu mai, dacă eu pe meu să-l pomenesc, dar pe străini lasă cineva să-l pomenească altul. Ăștia sunt egoiști, care se supără pentru a-i cuvânt. Dar au trebuit să venim, pentru că o datorie avem. Ei săraci au vrut să trăiască liber, n-au vrut împușcați, dar cei fără de lege să le fi spus, plecați acasă, oameni buni, nu, dar să știți că ei astăzi ne văd